Prichindeii de la grădinița din comuna Bogați din Argeș nu se deosebesc cu nimic de cei de vârsta lor din orice alt colț al țării. Au însă șansa să urmeze grădinița la program prelungit, fără ca părinților să scoată vreun ban din buzunar. Totul se asigură din sponsorizări. Unii părinți nu lucrează și asta e un sprijin pentru noi părinți. V-ați fi permis să-l duceți la o grădiniță cu plată sau? Da, duceam și la o grădiniță cu plată, că deci eram obligați, că dacă avem servici, n-aveam cu cine să-l lăsăm. Era mai greu astfel sau? Era mai greu financiar vorbind, că acum e gratuit. Grădinița are toate dotările, iar copiilor li se asigură totul gratuit, de la rechizite, jucării, pătuți și, bineînțeles, o mâncare caldă. Imediat aducem la cu cărmiță, da, da, se rupă, doamna. La 12 cei care rămân la program prelungit au masă asigurată din partea primăriei, vine mâncare de la o firmă de catering de la Pitești, mănâncă aici și după aceea merg să spală, să schimbă în pijamale și fiecare copil are pătuțul lui. Ca să nu fie probleme de perisabilitate, mâncarea este adusă zilnic de la Pitești în sistem catering. Avem contract cu o firmă din Pitești, de mâncarea vine, hrana copiilor este sigilată și sigur cu buletinul de analiză, pentru că noi suntem la țară și copiii, dacă noi pregăteam hrana pe plan local, mai mănâncă un măr nespălat, o prună și era pericol să se îmbolnăvească. Și unii părinți din localitățile învecinate și-ar dori să-și aducă copiii la grădinița din Bogați, dar sunt primiți doar cei care locuiesc în comună.